viața ca arhitect și proaspăt arhitect este cea mai grea din lume, cred. Pentru că ți se cere experiență acolo unde n-ai de unde să ai experiență și nu poți să-ți formezi experiență decât dacă lucrezi într-un loc în care să fii acceptat, primit și în care să începi să înveți ceva. Se dovedește, pe de altă parte, că învățământul de arhitectură extrem de solicitant și de dur pune doar bazele. Dar adevărata meserie se va învăța lângă un profesionist, într-o agenție de arhitectură, în care afli că, de fapt, visele din facultate nu erau chiar așa de accesibile, că ți-ai dorit să creezi un muzeu și nu se știe dacă o să poți să faci un muzeu vreodată ca autor sau o clădire majoră. Și dacă te uiți în arhitectura mare, vezi că tot numele cele mai mari și ceea ce se cheamă star arhitect sunt cei care semnează. Tot Jean Nouvel, tot Zaha, tot Perrault, tot Tadao, tot ei sunt. Și atunci ce se întâmplă cu noi, tinerii arhitecți? În Franța chiar există o mare problemă. Tinerii arhitecți s-au revoltat și au întrebat, dom'le, dar de ce doar arhitecții mari au dreptul la marile lucrări în timp ce noi nu o să ajungem niciodată să audă cineva de noi, deși lucrăm din greu? Și li s-a răspuns că asta e viața de arhitect. Până la 60 de ani te formezi și de-abia de pe la 60 de ani eventual o să audă cineva despre tine. Așa că cred că și în medicină e cam același lucru. Viața de arhitect, viața de doctor începe cam după 50 de ani, după ce ai acumulat o experiență extraordinară și începi să fii foarte sigur pe ceea ce faci și să poți să înveți la rândul tău pe ceilalți. Este o formare continuă. Profesia de arhitect este una dintre cele mai speciale, după părerea mea, și cred că și istoria atestă lucrul acesta. Cred că oamenii au fost mereu fascinați să știe să construiască lucruri. Nu de alta, dar a construi, a gândi, sunt unele din activitățile esențiale ale prezenței noastre pe pământ. Și dacă vă uitați bine în orice excursie, mergeți, priviți clădirile cele mai interesante și mai puțin alte lucruri. Profesia de arhitect presupune să fii creativ, presupune să stăpânești o tehnică, o viziune, presupune să cunoști lumea în care trăiești. Pentru mine asta este esențial și încerc cu studenții să le insuflu acest sentiment al necesității cunoașterii lumii. Un arhitect, fără să aibă conștiența prezenței lui și a celorlalți împrejur și a celor care fac orașul, practic nu se poate exprima în niciun fel. Este valoroasă și specială prin prisma faptului că înveți să gândești, combin designul cu ingineria, combin poezia cu rațiunea și cred că nicio altă meserie nu le îmbină atât de echilibrat în cazul exercitării, evident, a profesiei într-un mod cât mai complet. O zi din viața unui arhitect seamănă cu o săptămână, cu o lună și cu un an din viața unui arhitect și chiar cu toată viața lui. Poți să reduci totul la o singură zi, la o singură oră, și anume dedicare pentru meserie, exact ca în teatru. Toți actorii mari, mie îmi place să ascult actorii vorbind, dincolo de scenă, și au mărturisit că dacă nu simți teatrul ca pe acasă, nu ai ce să cauți acolo. Cam așa și cu arhitectura. Arhitectura nu e ceva de care te ocupi între 9 și 17 și după aia te duci acasă. Arhitectura îți ocupă toată mintea, toate gândurile, așa că a fi arhitect presupune a avea antrenament în primul rând, a rezista nopțile. Cu asta te învață și Universitatea de Arhitectură, să fii rezistent. Dacă te uiți în trecut, să observi că planșele par a fi niște tablouri. Vezi fațade desenate cu 1000 de detalii, vezi niște desene pe care cu siguranță cineva le-a făcut în foarte multe ore. Față de acum, în care calculatorul preia controlul și lucrurile se întâmplă destul de rapid, de asta mă duc înapoi la gândire. Desenul era și oglinda gândirii și era un desen aprofundat, un desen simțit, un desen în care toate lucrurile stăteau la locul lor pentru că mintea coordona toate detaliile. Și meseria era, cred, mai profundă și se făcea reiau pentru o perioadă mult mai lungă de timp. Clădirea era proiectată ca și un aparat de fotografiat clasic, să reziste zeci de ani, sute de ani. Ori reiau, astăzi efemerul este cel care ne înconjoară și cred că meseria de arhitect se face altfel astăzi prin această prismă. Înainte era, nu zic idolul, dar așa cum în sculptură Rodin și avea școala lui de sculptori, era arhitectul central, farul central, care coordona învățăcei. Arhitectura presupunea o stare de a fi ucenic. Ori s-a pierdut și acest lucru astăzi destul de mult.
Erau arhitecții far care de altfel erau specialiști în domeniu și clădirile din București cel puțin stau mărturie a acestui mod profesionist și profesional de a-ți asuma meseria. Și era o meserie care se fura, între ghilimele, care se dădea, care se putea privi, învăța, stând lângă maestru. Era o meserie a maestrului și a învățăceilor. În continuare, în epoca modernistă s-a păstrat acest mod de lucru. Frank Lloyd Wright avea școala lui, Alvar Aalto avea școala lui și mari arhitecți, în general, au creat școli de arhitectură. Un student la arhitectură trebuie să fie interesat de ce se întâmplă în prejurul lui, trebuie să fie interesat de modă. O să mă întrebați, dar ce treabă are moda? Păi moda stabilește niște trenduri și mă refer chiar la moda vestimentară. Trebuie să vezi marii creatori către ce se îndreaptă în anul respectiv, care sunt liniile, care sunt tendințele. Designul de mașini, la fel. Designul e foarte important pentru un arhitect, cunoașterea principiilor de design. Foarte importantă este înțelegerea oamenilor. Eu asta fac la cursurile mele și încerc să trec dincolo de partea tehnică a arhitecturii esențială, de program, de cote, gabarite și modul în care lucrează o clădire, dar și către, esențial, modul în care simțim clădirea, modul în care ne raportăm la oraș, psihologia spațiului construit, emoția, acel spațiu invizibil care vibrează între noi și clădiri, între noi și străzi, între noi și orașul în care locuim. Orașul nu este un spațiu vid, spațiu dintre noi, ci este un spațiu încărcat cu energie. Ori, un student arhitect trebuie să înțeleagă că este foarte important și ceea ce nu se vede, nu doar ceea ce se vede. Este importantă textura, materia, materialitatea, cunoașterea lucrului materiei. Cum lucrează cărămida, cum lucrează cimentul, cum lucrează piatra, nuanțele, lemnul, câte esențe. Trebuie să-ți placă muzica, să ai cunoștințe. Orice, mari arhitecți în general cântă și la un instrument. Sau nu sunt indiferenți la muzica clasică, pentru că muzica clasică ne învață cum se structurează o lucrare, ori arhitectura înseamnă gândire structurată. Așadar, trebuie să ai contact cu lumea, cu tot ce înseamnă creativitate, zona artelor, muzică, film, cinematografie, design, mașini, modă, matematică, de ce nu, și poezia. Poezia este esențială, poetica spațiului. O clădire nu înseamnă doar pereți între care se întâmplă niște activități. Când intri într-o clădire, îți aduce aminte cum te-ai simțit acolo, nu că era o bancă plasată nu știu unde, nu știu ce fel. Asta este colateral. Așadar, trebuie să fim preocupați de toate aceste aspecte. Știm cu toții că femeia și-a găsit greu loc în societatea bărbaților, în politică, în, nu știu, meseriile pe care bărbații și le arondaser de la sine înțeles. Evident că nu sunt de acord cu asta și mi se pare un lucru foarte bun că acum două zile în Emiratele Arabe femeile au căpătat drept de a conduce vehicule, de exemplu. Deci, peste 100 de ani, dacă pui întrebarea asta unei tinere din Arabia Saudită, probabil că o să se uite ca mine acum întrebându-mă oare ce făceau femeile acum 100 de ani în arhitectură. Arhitectura românească are, cel puțin o are pe Henriette de la Vrancea, ca arhitect și iată că e o singură persoană pe care o pot denumi. Asta nu înseamnă că în arhitectură, acum, partea feminină nu predomină chiar și lucrând în învățământul de arhitectură pot să spun că într-o grupă sunt mai multe fete decât băieți, de mulți ani încoace și cu toate astea în arhitectura mondială vei vedea foarte rar figuri feminine care să fie acei arhitecți far. Există Zaha Hadid, care a creat o școală de arhitectură, în general bărbații sunt cei care își asumă lucrul ăsta. Și sigur că anumite entități pot demara anumite viziuni feministe, dar nu cred că e nevoie. Pur și simplu este o meserie care alege, ai nevoie de rezistență fizică, trebuie să nu dormi nopțile, trebuie să te sacrifici, trebuie să stai la birou, trebuie să stai cu ochii în calculator, trebuie să stai pe șantiere vorbind cu niște oameni care înțeleg cuvinte destul de dure, altfel nu înțeleg. Și atunci este o meserie destul de dificilă pentru o femeie, în sensul în care ea și-ar găsi mai degrabă poate o reflectare într-o activitate de design sau poate lucruri care țin de manualitate sau de viziune poetică, în timp ce șantierul mai degrabă e predominant aferent bărbaților, cred. Este recunoscut modul în care intelectualul român se forma la Paris în acea vreme, Berlin, de ce nu? Ori arhitectura s-a învățat de la Paris. De asta Bucureștiul își poartă cu seninătate
denumirea de Micul Paris, în continuare, pe anumite artere din centru, pentru că arhitecții noștri, învățând acolo, se întorceau cu cunoștințe bine aprofundate de acolo și veneau cu, evident, o notă particulară pe care o propuneau și în spațiul nostru, aflat în plină formare. Bucureștiul, acum 100 de ani, era în plină edificare și în câștig de proprie identitate. Cei mai importanți, Mincu, Cerchez, Antonescu, Smărândescu, sigur că mai sunt mulți alții. În principiu, dacă ne plimbăm prin București, nu se poate să nu fi văzut o clădire făcută de unul dintre aceștia. Bunăoară, Primăria Generală. Bunăoară, marile clădiri de pe artere, de pe colțuri, de la intersecții, Piața Rossetti, Institutul, clădirea Universității de Arhitectură. Ce să mai zic, sunt foarte multe, enumerăm extrem de multe și din fericire, acum 100 de ani ca acum 100 de ani, dar și epoca modernistă a adus câțiva arhitecți extraordinari care au marcat și marchează în continuare peisajul arhitectural. Foarte ciudat este faptul că acum 100 de ani arhitectura era criticată. Haideți să facem și noi o arhitectură. Atunci s-a instaurat cumva stilul național și arhitecți precum Mincu a adus stilul național. Vedeți clădirea de la șosea, vedeți școala de fete, acele clădiri care preiau în arhitectura lor motive populare chiar, preiau motive tradiționale românești. În încercarea de a afirma spiritul românesc, a rămas o arhitectură de cea mai bună calitate, de o sensibilitate extraordinară, așa cum Enescu a integrat părți din folclorul și din muzica populară în operele lui, și pe care astăzi le ascultăm cu extrem de multă mândrie și atenție, cam la fel s-a întâmplat și în arhitectură. Am încercat să pun bazele unei noi activități în arhitectură, și anume studiul vizual al arhitecturii, și pentru că sunt atât de pasionat, de dedicat și mă ocup cu perseverență de acest lucru, am început să conving și pe alții că nu numai că e necesar, dar este absolut util și nici nu se poate fără o metodă de lucru în câmpul vizual al arhitecturii. Ceea ce iată că meseria își găsește locuri mereu, devenind, transformându-se. Meseria, până la urmă, o facem noi. Noi transformându-ne și devenind contemporanii de azi, viitorimea de mâine, practic și arhitectura și meseria ia forma noastră. Și atunci, dacă noi suntem deschiși către transformări și flexibili în această mișcare, așa cum și pământul se mișcă, din păcate pentru noi, dar se transformă fizic, și meseria și oamenii trebuie să fie deschiși pentru transformare și atunci totul vine de la sine și natural. Ori meseria se transformă, cum spuneam la un moment dat, devine acum foarte important spațiul efemer. Nu mai lucrăm pentru clădiri care să țină milenii, secole sau zeci de ani, sute de ani, ci clădim ceva care să țină o săptămână. Și deja poți să te consideri fericit că ai făcut acel lucru. Să nu mai zic de arhitectura clădirilor efemere de tip pavilioane la expoziții și tot felul de alte exprimări care pot dura chiar și mai puțin. Și atunci trebuie să fii pregătit să lucrezi cu timpul. Și asta reușește un arhitect bun, să lucreze cu spațiul, cu lumina, cu timpul și cu emoția.